știu dacă sunteți la zi cu veștile, dar să știți că în lumea asta există multe războaie. După părerea mea, cel mai mare război este undeva acolo în Țara Sfântă, Israel, mai precis la graniță. Fiind creștin, iubesc foarte mult acest popor, deoarece de aici ne tragem noi învățătura. De la poporul Israel, de la evrei, învățăm foarte multe despre Dumnezeu, dar și din punct de vedere muzical învățăm foarte multe lucruri. Așa că astăzi am decis să vă învăț un ritm din Israel, adică un ritm care îl cântă și poporul Israel. Dar acest ritm este foarte răspândit în lumea întreagă. În țara noastră, ritmul se numește ritm de horă, dar un grup restrâns de lăutari îl denumesc simplu estam. Dacă acest ritm îl face mai repede, atunci el se va numi sârba, deoarece chiar și sârbii folosesc în cântecele lor acest ritm. De această dată vom face un ritm provenit de la poporul Israel, cântând un cântec tradițional care se numește Hava Nagila. Ritmul este așa, o dată în jos și o dată în sus. Bătaia pe care o facem în jos este timpul 1, iar bătaia pe care o facem în sus este timpul 2. Atenție! Bătaia pe care o facem în sus este accentuată. Uitați cum vom face ritmul. După cum vedeți, al doilea timp este accentuat. Putem desigur să stopăm corzile la mâna stângă și vom avea acest ritm. Acum haide fă tu ritmul. Acest ritm era folosit în cântecul Zorba Grecu. Da, pentru că dacă ți-aduci aminte, am spus că toate popoarele sau majoritatea popoarelor folosesc acest ritm. Grecii folosesc acest ritm, sârbii folosesc acest ritm, chiar și americanii în ritmurile country folosesc acest ritm. Oare ce înseamnă cuvintele acestui cântec? Versurile cântecului exprimă chemarea poporului Israel la închinare. Este un cântec de bucurie. Acest cântec folosește o gamă mai specială, numită gama la minor armonic. Când asculți pentru prima oară acest cântec și vrei să cauți gama în care este scris acest cântec, ești derutat. Ești tentat să spui că este scris în la minor, dar în același timp ești tentat să spui că este scris în mi major. De fapt, aceasta este gama la minor armonic. Uitați cum sună o astfel de gamă. Haideți să privim la structura gamei la minor armonic. După cum vedem, gama la minor armonic are 3
semitonuri. Ciudat, nu? Pentru că toate celelalte game au doar două semitonuri. Dar gama la minor armonic are trei semitonuri și mai are ceva specific. Aici, între treapta a șasea și a șaptea, se formează un interval de un ton și un semiton. Scriu ei aici a secundă mărită. Acest interval se numește interval persan sau semiton persan. Acest interval dă o sonoritate aparte a gamei la minor armonic. Deci dacă cineva zice că ai nasul cât un semiton persan, asta înseamnă că spune că ai nasul mare, nu? Nu, vedeți cu ce mă confrunt. Vai, nu te supăra, profesore, că doar am întrebat. Gama la minor armonică este adeseori asociată cu muzica evrească și prin extensie cu muzica izraeliană. Această gamă are o tentă orientală. Da, pentru că și are originea chiar din Orientul Mijlociu. Dar acest ritm mai are o variantă. Varianta 2 este atunci când fiecare bătaie se execută în jos. Dar atenție, a doua bătaie își păstrează accentul. Și din nou repet că acest accent este foarte important. La mâna stângă vom mișca degetele în așa fel încât să stopăm bătaia a doua, dar în același timp să fie accentuată. În felul acesta. După ce vom face a doua bătaie, vom ridica degetele de pe grif în așa fel încât să stopăm sunetul acordului. Și acum câteva lucruri importante despre cântecul Havanagila. Havanagila este un cântec evreiesc tradițional festiv, originar din comunitățile evreiești din Europa de Est și a devenit ulterior un simbol al culturii evreiești. Titlul cântecului se traduce „Să ne bucurăm”. Istoria exactă a Havanagila este uneori dificil de urmărit, dar se pare că a fost compus în secolul al XIX-lea într-un sat evreiesc din Ucraina sau România. Cântecul a căpătat popularitate mai largă în rândul comunităților evreiești și a devenit celebru în întreaga lume evreiască. Cântecul are un ritm vioi și un caracter festiv și este adesea interpretat în contexte de bucurie și celebrare. Este cunoscut pentru versurile sale simple și refrenul contagios. Havanagila a devenit un simbol al optimismului, bucuriei și unității în cultura evreiască. Bă, oameni buni, mă! Despre ce bucurie vorbiți voi, mă? Acolo e război, mă! Da, privim la momentul când va fi pace. Și uite, evreii au mai compus un cântec, care se numește Hevenu Shalom Aleichem. În traducere înseamnă pacea fie cu tine. Oricât de greu le-ar fi izraeliților în acest moment, noi le dorim ca pacea lui Dumnezeu să le umple inimile. La noi în România acest cântec a fost adoptat cu foarte multă vreme în urmă, atunci când exista cenacul Flacăra.
poetul Adrian Păunescu traducea acest cântec, iar împreună cu folchiștii vremii de atunci au lansat acest cântec în limba română și l-au denumit Să fie pace în lume. Este un cântec extraordinar și prin acest cântec vreau din nou să subliniez că dorința mea este să fie pace în lume. Să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace în lume, să fie pace, pace, pace pe pământ, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom Aleichem, Evenu Shalom, Shalom, Shalom Aleichem. Dacă v-a plăcut episodul de astăzi, eu vă zic un singur lucru în trei. Distribuiți, distribuiți și iar distribuiți. Dar și abonați-vă, că dacă nu vă abonați, se supără proful. Nu contează că ești mic dacă te pricepi un pic. Bye, bye!